Moneda virtuală cucerește și România Să faci bani fără să faci nimic Puc! Și după aia uite cum a scăzut Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari Când că s Astăzi la ora de cripto, să vedem cum arată piața în a doua zi din acest an nou 2022 și vreau să încep prin a vă mulțumi pentru acest an 2021 pe care l-am avut foarte, foarte fain împreună cu voi și sper că v-am învățat foarte multe și o să mai învățăm împreună foarte multe lucruri și nu uitați, cripto încă este la început și cred că toți care suntem deja în acest spațiu o să putem profita mult mai bine în uh, următorul timp care o să vină în, urm în următorii ani și Uh, vă doresc un anul fericit, cu multe bucurii și cu sănătate și cu multe zile pe verde. Să vedem cum arată piața. Bitcoin este la 47.200 de dolari. Uh, Scuzați-mi vocea, sunt puțin răcit și o să fie un video mai scurt astăzi. Uh, dar de mâine, poimene, o să redevenim, uh, o să mergem din nou în pită, cum se spune la noi în Cluj. Bitcoin este la 47.200 de dolari, Ethereum la 3.800 și vedem că altconele sunt cam destul de jos. Dacă ne uităm la Solana la 175, Polkadot la 29, AVAX la 115, vedem că altconele sunt puțin jos, cu toate că sunt pe verde. Se mergem prima dată pe Bitcoin. Înainte să mergem pe Bitcoin, nu uitați de seria de loop de NFT-uri de pe blockchain-ul celor de la Elrond. Marketplace-ul oficial se va lansa în lunile următoare și astăzi este o colecție foarte faină de lup și deja s-au dat 226 și puteți cumpăra direct de pe Trust Market doar logându vă cu maiarul. Și dacă cumpărați un loop în valoare de 0,80 gold, veți primi încă un lup în valoare de 0,80 e gold. Bitcoin pe daily. Vă spuneam de foarte mult timp de când a scăzut sub EMA Ribbon că mă aștept să luăm reject de la EMA Ribbon de aici, exact cum s-a întâmplat aici, da? Asta s-a întâmplat și acum am primit reject de la EMA Ribbon pe daily și în momentul de față încă suntem în bear market. Atâta timp cât Bitcoin este sub EMA Ribbon pe daily, Bitcoin este în bear market și dacă vedem foarte exact și aici reject, aici reject și dacă ne uităm și pe RSI, Vedem că am tot de prin zona aia am luat reject și atunci, de prin zona asta de 50, pardon, un pic mai jos, cam așa, da, aici reject, reject rsi de la 50, până Bitcoin este sub RSI 50, încă este bearish, aici, când am mers peste de aici Bitcoin a început uptrend-ul, da, deci până Bitcoin este sub RSI 50 pe daily și sub EMA ribbon pe daily, Bitcoin din punctul meu de vedere este bearish și vă spuneam că tot timpul, aceste candele cu uh, codiță așa de lungă, tot timpul uh, tind să se umple aceste candele. Deci mă aștept ca Bitcoin să meargă în perioada următoare, undeva prin zona asta de uh, 40-41.000 de dolari și acolo vom vedea ce se va întâmpla mai exact. Deci ce vedem aici, rezistență, aici suport, suport și vom vedea ce se va întâmpla cu Bitcoin uh, aici, la 44,1 de mii de dolari. Sunt foarte curios și cred că vom merge acolo mult mai repede decât să vedem 60 de mii de dolari sau poate 5 și 60 de dolari. Cred că o să vedem 40 de dolari mult mai repede. Dar lucrurile mai interesante sunt pe week, pe candela de săptămână. Să șterg... Dacă punem nivelul de suport, așa, și nivelul de rezistență. Putem vedea că Bitcoin pe week, adică fiecare candle reprezintă o săptămână, da? Putem vedea că Bitcoin formează un rising wedge. Și dacă ne uităm pe Google, uh, the rising wedge in an uptrend indicates a reversal to the downtrend. Ne aflăm într-un uptrend, da? Deci Bitcoin încă se află într-un uptrend, teoretic, pe weekly. Și se formează acest tipar, rising wedge, care este un tipar bearish, adică are mai multe șanse să meargă în jos decât să meargă în sus. Adică se va schimba trendul din uptrend în downtrend când vom ieși din acest tipar. Mare atenție, deoarece pe weekly este un timeframe foarte, foarte mare și cred că dacă Bitcoin o să închidă sub acest nivel de suport și sub EMA ribbon pe weekly, adică sunt 43600 de dolari. Cred că Bitcoin s-ar putea să se corteze mult mai mult. Dacă va și din acest tipar pe Weekly în jos. Dar. Uh, sunt șanse să mergem și în sus, bineînțeles, deoarece suntem în cripto și totul, totul este posibil după cum, am, după cum, -am, văzut în acești ani, dar mă aștept ca Bitcoin să iasă în jos din acest tipar, dacă mă întrebați pe mine și vom vedea ce se va întâmpla, dar mare atenție la acest tipar pe weekly, dacă ar fi să închide sub 43.600 de dolari, cu o candelă de săptămână și cu volum destul de mare, Bitcoin s-ar putea să meargă destul de bine în jos. Mergem și pe Ethereum. Și Ethereum încă este în acest canal descendent pe care îl formează destul de multă vreme. Și la fel și pe Ethereum. Atâta, atâta timp cât stă peste EMA 200, este cât de cât ok. Dar vedem că pe daily este sub EMA ribbon. Și dacă Ethereum va ieși din acest canal descendent și va merge sub EMA 200, cred că și Ethereum va intra în bear market și s-ar putea să se corecteze mult mai mult. Această linie galbenă este EMA 200. Dacă va închide sub 3500 de dolari. Ethereum entra in bear market uh, per daily. Se invece su per Gold. și Egold este la 241 de dolari în momentul de față și vedem că se ține foarte bine uh, peste EMA 200, da. Vă spuneam de EMA 200 și atâta timp cât este peste, este cât de cât ok, dar vedem că nu prea are putere Eron să meargă să spargă EMA ribbon -ul. Vedem că și volumul este destul de mic și Eron s-ar putea să meargă sub EMA 200. Dacă merge sub EMA 200 și închide pe daily sub uh, Egold s-ar putea să se corecteze mult mai mult sub 200. 30 de dolari, e-gold intră într-un bear market mai lung. Mare atenție și la e-gold, deoarece toate altcurile sunt cam în jos în momentul de față și cred că o să, se corecteze mult mai mult de aici. Dar, dacă ne uităm pe Phantom, Phantom vă spuneam de când a spart rezistența care arată foarte bine și în momentul de față întâmpine o rezistență la 2.60 aici dacă punem și un Fibonacci de la cel mai înalt nivel până la cel mai scăzut, vedem că se aliniază foarte, foarte bine cu 0.618 pe Fibonacci. Aici este uh, examenul pe care îl dă Phantom. Dacă mai vrea să urce spre poate 3 dolari, spre 3.50, spre ultim mai -ul de 3.50, trebuie să treacă de acest practic 2.60. Dacă va închide pe daily peste în zilele următoare, dacă va închide peste și cu volum destul de mare, atunci Phantom are foarte mare șanse să meargă spre 2, spre 3 dolari primul target, iar mai apoi alte mai au de 3, 5 10. Vedem cu toate că Bitcoin și cam toate sunt jos. Phantom a început să urce puțin și arată destul de bine. Un singur minus este că nu prea are volum foarte, foarte mare în momentul de față. Dar vom vedea ce se va întâmpla la 06.1 pe Fibonacci. Dacă va la un reject aici, o să fie o poziție foarte, foarte bună de short. Înseamnă că uh, Phantom cel mai probabil va merge în jos. Iar primul target ar fi 2.30, iar mai apoi 2.03, cam 2 dolari. Mare atenție și la Phantom, ce se va întâmpla prin zona asta de 0.618 pe Fibonacci. Și nu uitați și de cursurile noastre de pe ora de crypto.ro. încă sunt la reducere și cred că așa o să le las la prețul acesta de 60 de dolari și 50 de dolari. Și nu trebuie să cumpărați toate cursurile, doar aceste două, întrucât aceste cinci sunt incluse în aceste două cursuri. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Pe data viitoare!